Chiar acum, în Statele Unite, unul dintre cei mai mari vulcani din lume se pregătește să explodeze. Este cunoscut drept vulcanul Yellowstone și nu este doar un vulcan obișnuit. Este un super vulcan. Dacă Yellowstone ar erupe, rezultatele ar fi devastatoare. Cât de rele ar fi? Putem să facem ceva pentru a le opri? Ar afecta întreaga lume? Cum ar schimba acest eveniment vremea? Iată ce s-ar întâmpla dacă vulcanul Yellowstone ar erupe mâine. Localizat în Wyoming, în Statele Unite, Yellowstone a erupt de 3 ori în ultimii 2 milioane de ani, ceea ce i-a făcut pe unii oameni să se întrebe dacă nu cumva ar trebui să se îngrijoreze de o altă erupție în viitorul apropiat. Și prin viitorul apropiat mă refer la încă vreo câteva sute de mii de ani. În loc să așteptăm atât, haideți să începem să vedem ce s-ar întâmpla dacă erupția ar avea loc mâine. Dacă trăiești în America de Nord, nu ai avea ce să faci ca să te pregătești. În primul rând, ce face ca Yellowstone să fie un supervulcan? În afară de faptul că este mai mare, un supervulcan produce o explozie mult mai masivă. De cele mai multe ori, când ne gândim la o erupție vulcanică, ne gândim la lava topită fierbinte care zboară și acoperă zonele din apropiere. Chiar dacă același lucru s-ar întâmpla în cazul lui Yellowstone, nu este singurul lucru de care ar trebui să te îngrijorezi. De fapt, lava care curge din vulcan s-ar putea să fie ultima ta grijă. Surprinzător, nu ar fi prea multă sau cel puțin nu cât te-ai aștepta să fie în cazul unui supervulcan. Asta se întâmplă deoarece înainte ca lava să iasă dintr-un vulcan, este magmă. Dar în acest caz, o mare parte din magma din Yellowstone nu ar putea deveni lavă deoarece ar fi aruncată sus înspre cer, transformându-se în particule de cenușă. Și nu orice fel de cenușă, ci particule arzătoare mici de piatră zimțată. Acest lucru ar afecta toată suprafața Statelor Unite și Canada. Zeci de milioane de oameni pe o suprafață de 1000 de kilometri de la locul erupției ar muri. Dacă ai respira cenușa, lucru care ar fi inevitabil într-un astfel de scenariu, ar forma un amestec asemănător cimentului în plămânii tăi, sufocându-te în cele din urmă. Clădirile s-ar prăbuși deoarece doar 30 de centimetri de cenușă este de ajuns pentru a surpa acoperișurile. Ai ceva probleme și dacă ai sta în afara ariei de 1000 de kilometri. Experții spun că inclusiv coasta estică a Statelor Unite ar fi acoperită cu un centimetru de cenușă, ceea ce ar fi incredibil de periculos pentru plămânii umani. Cenușa ar ajunge chiar în unele părți din Europa și acesta nu ar fi singurul efect pe care l-ar experimenta. În afară de cenușa letală care s-ar răspândi peste tot întreaga lume ar suferi o scădere a temperaturii. Cenușa care rămâne în aer ar bloca soarele conducând la schimbări semnificative ale vremii. Temperatura globală ar scădea cu 10 grade, un efect care ar putea dura mai bine de un deceniu. Cenușa ar afecta plantele, apa și tot ce există în partea vestică a lumii. Deci, chiar dacă ai supraviețui exploziei inițiale, în cele din urmă ai suferi consecințele provocate de cenușă, chiar dacă asta ar însemna să mori mai lent sau să trăiești mult pentru a fi martor la o lume mult mai rece și mai nemiloasă. Din fericire, poți să iei o gură de oxigen fără cenușă, gândindu-te că așa ceva nu se va întâmpla probabil niciodată, cel puțin nu în timpul vieții noastre. O erupție ca aceasta ar fi cunoscută drept o erupție supervulcanică. O explozie mult mai probabilă la Yellowstone ar fi o erupție hidrotermală, care creează mulți aburi și aruncă pietre în aer. Chiar dacă și asta ar fi rău, nu ar fi nici pe departe la fel de înfricoșător ca asta. O erupție și mai probabilă la Yellowstone ar fi probabil doar un flux obișnuit de lavă. De fapt, de la ultima explozie majoră, acum 600 de mii de ani, am avut 50 de astfel de erupții fără niciun deces. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!